uitați-vă un pic la mine. Yeah. Nu s-a întâmplat așa, deși am fizicul ăsta de atlet grec. Și am ajuns aici să fac glume cu prietenul Ciucă la televizor. Ciucă. Dar să știți că e bine și așa, mai ales că astfel sunt martorul direct al poveștilor și emoțiilor tuturor campionilor din toate timpurile, de la toate marile competiții, ale oamenilor care au ales să împărtășească ceea ce simt cu voi aici la emisiunea noastră. Iar un astfel de om este și Mihaela Buzărnescu, este prietena noastră, tenismena oameni buni, a câștigat sâmbătă acum finala de dublu a turneului de la Budapesta și nici nu s-a întors bine din Ungaria, că și-a făcut bagajele pentru Olimpiada de la Tokyo. Colega noastră, Laura Lezi, s-a prins o seară la aeroport, așa fix înainte de plecarea spre Japonia și ne-a acordat un interviu. Priviți-o, prietena noastră, campioana Mihaela Buzărnescu. Până unde duceți? Doar până aici? Aveți emoții pentru Mihaela? Nu, de ce să am emoții? Ea dacă are, le elimină pe drum, până acolo. Ce sfat i-ați dat pe drum? Să fie liniștită, concentrată și să facă ceea ce își dorește. Adică să joace. Dacă va juca bine, e bine, dacă nu, iar va juca, e bine, nu? Iar e bine. Se va mai pregăti după aia. Ai să mi-i comentarie. Păi, de ce nu? Nu plângeți pe drum? Nu, nu. Sunteți emotivă? Puțin, dar am încredere în forțele ei. Știu că poate mult mai mult. Cum este că la o astfel de competiție nu puteți fi lângă ea? Da, într-adevăr, e dureros așa, adică la o competiție atât de mare era frumos să fim și noi acolo, să trăim momentele, dar ea ni le transmite și așa că le vom simți de acasă. Michi, când te-ai întors în țară și cum a fost calificarea? Am întors azi noapte și calificarea a fost neașteptată și așa m-am uns pe suflet pentru că renunțasem la ideea de a mai participa la Olimpiadă. Eram stresată de câteva luni și am avut foarte multe nopți nedormite din cauza nesiguranței în participare sau neparticipare. Mi-am dorit de mic copil să ajung să particip la o olimpiadă, rămâne în legendă, e un vis devenit realitate pentru mine și chiar la primul tur din Suedia, VTA-ul de acum 2 săptămâni, aflasem în prima fază că nu aș merge și am fost atât de dezamăgită în ziua respectivă că mi-era teamă că o să pierd primul tur. N-am dormit toată noaptea și am fost și mai nervoasă în timpul meciului, dar am reușit să câștig. Și după acel meci m-am resemnat și mi-am spus că dacă așa a fost, să fie așa a vrut Dumnezeu, sigur a fost cu un scop și o să fie pe alte părți, să mă concentrez pe concursuri. Și iată că am avut o semifinală acolo, apoi săptămâna următoare, adică cealaltă de acum 2 zile, am câștigat un turneu la WTA. Mi-a părut rău că n-am putut să joc la simplu din cauza acelei semifinale, dar a fost foarte ok. Și așa și ușor, când ușor... Când ai aflat că vei merge la... Vineri? Vineri sau joi? Deci azi e luni, vineri sau joi? Joi, cred că joi dimineața... Nu, da, joi sau vineri a fost. Și eram, în prima fază am zis că nu e adevărat, pentru că eu îmi luasem gândul, după care a trebuit, nici n-am avut mult timp să mă gândesc, fiindcă sunt atât de multe documente și atât de multe teste și atât de multe lucruri de completat și făcut. Și pentru mine a fost un timp atât de scurt încât am fost așa la foc automat și mai aveam și meciuri de jucat în Budapesta, deci eram... Mi-a dat energie, am fost în continuă, într-o adrenalină continuă. Cu ce gânduri pleci spre Tokyo? Îmi doresc mult să evoluez cât mai departe în această competiție și să ajung cât mai sus. Și cu siguranță cu o medalie ar fi ideal să pot aduce pentru țară. Mă mândresc enorm că pot să reprezint România și că am această onoare, șansă, merit. Dar nu vreau să pun nicio presiune. Vin după acea accidentare, încerc să-mi reintru în joc și să-mi reiau sau să-mi regăsesc ritmul pentru a aduce punctat și un clasament mai bun pentru mine și atunci doar vreau să joc cât mai multe meciuri. Cu cât am mai multe meciuri, vine poate și medalia. Ești singura jucătoare de simplu? Da, sunt singura jucătoare la proba de simplu. Mai este Raluca și Monica pentru proba de dublu. Ele au ajuns deja acolo și o să le văd și eu mâine. Ai după tine ceva, un talisman norocos, ceva pe care porți cu tine tot timpul? Am această brățară primită cadou
de la cineva care îmi poartă noroc, e de la o mănăstire. Și mai am și două talismane la gât, primite, unul primit ieri de la preparatorul meu fizic, care este cu copacul vieții, să-mi aducă noroc, este acesta alb. Și, și mai am ceva în geantă și sper să-mi aducă și mă rog eu tot timpul. Suntem alături de tine și ținem pumnii. Super, vă mulțumesc tare mult și mă bucur că ați venit. Și sper să ne vedem în emisiune când te întorci. Când mă întorc și cu racheta promisă de data trecută pentru Măruță. Mihaela Buzărnescu, ținem pumnii strânși și ne gândim la tine să faci o figură frumoasă la Tokyo. De ce nu? Acolo e și prietenul nostru Marian Drăgulescu. Am intrat ieri în legătură directă cu el și salutăm pe absolut toți sportivii români care sunt la Olimpiada de la Tokyo.